Populația cu risc este la clasa a 7-a și a 8-a. Prin formarea polițiștilor de proximitate și cu ajutorul nostru vom intra, să spunem, în majoritatea claselor de școală generală. Centrul Antidrog Constanța a lansat în premieră o campanie în rândul elevilor constanțeni. Școlarii vor fi monitorizați chiar din interior de o persoană specializată în depistarea celor care consumă etnobotanice. La rândul lor, polițiștii de sector vor fi instruiți cum să acționeze în astfel de cazuri. Este în continuare prioritatea Poliției Române și a Poliției Constanțene implicit siguranța copiilor noștri în școli. Ceea ce ei vor deprinde, învăța în aceste zile de curs, vor reuși la rândul lor să transmită mai departe publicului țintă, astfel încât să reușim să diminuăm pe cât posibil acest fenomen de consum de etnobotanice, dar și de droguri. Fiecare școală va avea desemnat o persoană de contact. În proiect scrie că odată pe lună vor lua legătura, dar eu cred că va fi cazul să se ia legătura cu organele de poliție de câte ori va fi nevoie. Cred că studiile de caz vor fi cele mai bune pentru acești copii să vadă de unde se pleacă inițial de la o simplă glumă și unde se ajunge în final la o boală. În cazul în care copilul dumneavoastră are o problemă, nu ezitați să sunați la centrul antidrog. Polițiștii spun că părinții sunt primii care ar trebui să observe deviațiile de comportament ale copiilor care consumă droguri. Dacă nu se intervine în cel mai scurt timp, șansele de recuperare scad dramatic. Familia este cea care ar trebui responsabilizată. Majoritatea celor care au apelat la serviciile noastre sunt atuși de familie. Deci dacă familia nu se implică, este destul de greu să-l aducem și să-i oferim tratamentul de care are nevoie.